Începutul de an școlar declanșează războiul între autoritățile centrale și cele locale. După ce mai bine de jumătate de an școlile din Olt și de altfel din toată țara au avut lacătul pe uși, ministerul se vede nevoit să paseze siguranța elevilor și a cadrelor didactice în curtea primăriilor, ce au și așa bugetele șubrezite de aplicarea măsurilor anti-COVID. La Slatina, autoritățile locale au alocat bani pentru achiziționare de măști și dezinfectant în toate unitățile de învățământ. Mai exact, vorbim de 1,7 milioane de lei virați de primărie în conturile școlilor slătinene. Din rectificarea bugetară de astăzi, Primăria Municipiului Slatina și Consiliul Local a pus la dispoziție tuturor școlilor, tuturor unităților de învățământ din Slatina, măști și dezinfectant pentru următoarea perioadă, ca din 14 septembrie școlile să înceapă într-un mediu cât mai sigur. Vreau să vă spun că în Slatina sunt aproximativ 16.000 de copii care învață în unitățile noastre de învățământ, mai exact 16.098 și 1.121 de cadre didactice. Au fost repartizate sume pe fiecare unitate de învățământ, aproximativ 17 miliarde de lei vechi, acum, în această rectificare, cu destinație clară către măști și către soluții dezinfectante pentru unitățile de învățământ. Dacă primăriile orașelor mari au de unde aloca bani pentru achiziționarea de măști și dezinfectante în școli, nu același lucru se poate spune și despre orașele mici, cu atât mai puțin despre comune. La Caracal, cel de-al doilea municipiu al Oltului, situația este foarte gravă. Autoritățile locale au crezut în promisiunile guvernamentale și nu au prins la rectificarea bugetară bani pentru măști și dezinfectanți. Acum se văd nevoiți să ia bani de la investiții pentru a asigura siguranța copiilor. Guvernul României știa foarte bine că va pasa toată această responsabilitate a autorităților locale încă de acum 2 luni de zile. Când nu am văzut la nivel ministerial și la nivel guvernamental nicio măsură concretă și clară luată pentru începerea anului școlar. Ne-au ținut tot timpul că nu va începe anul școlar, că mergem pe tablete, au dat comandă la ONAC să achiziționeze 250.000 de tablete și ne-au anunțat acum 2-3 zile că nu vor putea face această achiziție astfel încât anul școlar să înceapă în mediul online. Și au pasat responsabilitatea administrațiilor publice locale doar păcălindu-ne că vezi, Doamne, ar exista fonduri necesare din fonduri europene, ar exista posibilitatea de contări. Am făcut un calcul simplu. La nivel de oraș Caracal am avea nevoie de aproximativ 1.600.000 de euro numai pentru tablete. Dar nu asta este problema cea mai mare. Problema cea mai mare o reprezintă dezinfectanții și materialele sanitare, măștile de protecție pentru copii. Noi am avut rectificare bugetară în iulie, dacă ne-ar fi spus la începutul lunii iulie că măștile și dezinfectanții trebuie să asigurați de autoritățile publice locale, am fi prins sumele necesare la rectificarea bugetară. Acum, din păcate, cu numai 10 zile înainte de începerea școlii, pasează acest cartof fierbinte a autorităților publice, făcându-ne pe noi să regândim din nou bugetele, să luăm bani de la investiții, să încercăm să asigurăm mijloacele minime necesare pentru protecția copiilor. Primarii spun că nici până la această dată nu au primit de la guvern banii pentru aplicarea măsurilor anti-COVID, nici pentru asigurarea asistenței sociale. La Caracal, măsurile anunțate de Ministerul Sănătății îi revoltă și mai mult pe părinți. Mâine avem o ședință, o a doua ședință cu directorii de unități de învățământ, cu reprezentanții cabinetelor medicale, ce ne spun pe bună dreptate că acele ghiduri venite de la Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, pe lângă faptul că se bat cap în cap, au și prevederi absurde. Spre exemplu, dacă un copil se îmbolnăvește, vorbim de copii din ciclu preuniversitar, deci copii care nu sunt majori, trebuie să-l iei, să-l izolezi într-o încăpere destinată cu acest scop, apoi să cheme ambulanța, să-l duci la spital. Nu poți acești copii să internezi fără acordul părinților. La noi, spitalul din Caracal este spital suport. Ce se întâmplă dacă este o banală răceală și, Doamne ferește, acel copil se infectează în spital, ținând cont de faptul că acolo sunt mai bolnavi cu COVID? Sunt întrebări la care trebuie să dăm răspuns și, din păcate, noi, autoritatea publică locală, nu avem competență în această materie, DSP-urile nu le ajută în niciun fel.
Mai mult, cu 10 zile înainte de primul clopoțel, nimeni nu știe cum și în ce condiții va începe școala. De altfel, se pare că acest lucru ridică mari semne de întrebare și ministrului Educației Monica Anisie. Doamna ministru Educației Monica Anisie, o să fie bine dacă va fi. Probabil că vom deschide dacă se va putea. Dacă nu, nu. În ambele cazuri va fi cumva. Vedem cum. Dacă e, să vedem. Dacă nu, nu. Dacă ne vom răzbiti, nu va fi în acel fel și altfel. Concluzionând, primarii care au crezut că vor primi măști, dezinfectant sau tablete, pe scurt soluții din partea autorităților centrale, ar trebui să regândească strategia de abordare pentru redeschiderea școlilor pe 14 septembrie.